Cristina. Buona. Bună și solicitantei noastre, Ioana, da? Bună și ei, da. Am citit punctele înainte. O să vedem în sesiune, atingem ceea ce putem, da? Scopul sesiunii este curățirea părții sub. Da. Încep inducția. Da. Sege. De la 1 la 3, iar tu cauți partea subliminală a solicitantei noastre. 1, 2, 3! În două imagini. Da. Una cu Juan Margos din Chile. Da. Un tânăr brunet cu trăsături latinoamericane, da? Are o bandană aici, cu roșu și cu negru, și părul negru lung. Are, de fapt, mai mult trăsături indo-americane, știi? Uh-huh. Are acei pomeți, uh-huh, asemănător din Peru. Spune că nu este din Cordoba, din Spania, dar a emigrat aici. De fapt, a fost trimis cu interese, dar s-a îndrăgostit de o băștinașă și s-a fixat aici. Suntem în anul 1567, în această viață anterioară a ei. Uh-huh. Ating această parte subliminală de aici. Uh-huh. Ea este. Deci ar voi să lucrăm cu ea și pentru ea, da? Uh-huh. Îmi spune că da. Acum mă întreb de ce m-a adus tocmai aici și spune pentru că zona de mai încolo, din ultimele vieți, este a lor, știi? Și face așa, ca și cum ar descrie un arc de cer. Adică vrea să spună că în celelalte vieți este puternic infestată, să spunem, da, da, cu entități cu lumină falsă, știi? Uh-huh. Și spune că preferă să lucreze din această viață de aici, pentru că acolo, să spunem, care mai crede ea, partea subliminală, care mai puțin succes, știi, da, decât aici. Și o spun bine, dar zic bun, atunci erai cu, zic nu erai cu asta, dar totuși aveai, spune, aici sunt treburile un pic diferite, spune, vezi tu, spune, eu am învățat tainele vieții și a morții, știi? Și spun cum așa. Da. Zic, nu vrei să-mi arăți și mie unde le-ai învățat, că uite și pe mine mă interesează acest lucru, știi? Da. Dacă dorești, bineînțeles, și el spune, haide vino cu mine și trecem peste niște dealuri, da? Mm-hmm. Apoi dintre aceste dealuri urcă până ajung la, știi, deci urcând și coborând, deodată este abrupt și este vârf de munte, știi? Uh-huh. Deci este la poale un munte acest dar, știi? Uh-huh. Ca și cum ar vrea, aici relieful n-ar dori, știi, să treacă direct de la câmpie la munte. Uh-huh. Și ar fi aceste, să dune, spunem, dealuri, da, dune ciudate, da. Nu prea așa au locul, știi, în peisaj.
Este ca și cum ar fi fost pus acolo, știi? Bun, urcăm, ajungem într-o voioagă, da? Într-o voioagă mergem, parcă este, de fapt, o râpă, aș putea să spun. În partea dreaptă, deci mergem pe frunze uscate, copacii sunt ulmi, devin din ce în ce mai subțirești, știi? Dar sunt uscați, nu sunt verzi. Parcă tot este uscat și frunze și tot. În partea stângă, dacă te uiți atent, de aici, din ezoteric, știi? Ezoteric vorbind, Tata. observi un marcaj cu două arce de cerc unite în X în sus, știi, undeva. Adică sunt un fel de bolți, știi, cu scobite, parcă de o gheară, de ceva, știi? Și într-una dintre ele are chestia asta. În două, astea sunt inscripționate, ca și cum ar da un indiciu că aici este, aici. Da. Bun. Mergem înăuntru. Este o bibliotecă cărămizie. Deci este un perete semicircular, înțesat de rafturi până sus, da? Din loc în loc văd scărițe de diverse mărimi. Aici, în încăperea asta, este un maestru. Se numește Ezen, maestrul, da? Și este din ordinul Înaltei Lumini Albastre. Și spune că îl dorește de ucenic pe el, pentru că este compatibil cu ceea ce caută el, ca energie în corpul omenesc. Arată cum diferite faze în care întâi este pus să studieze, da? Apoi materializează o ciudățenie, dar ce ciudățenie, cum să spun? Adică este un umanoid care are cap de păr mistreț, dar dinții par a fi de lup și Cine urechile. materializează, El, maestru? nu, El. nu, el, El, el. partea. Da, Juan. Da. Spune, asta este materializarea unui elemental de grad 1 puternic, spune. Adică este ca un fel de gardă de corp, da? Uneori aleargă și grohă, exact ca un păr mistreț, alteori se ridică în picioare și stă flexat, așa cum stau animalele de pradă, spune. Spune, el o să mă însoțească peste tot și mă va proteja. Și spune, dacă tu ai venit aici ca să te dezvolți, da? Ca ființă, să înveți tainele știute și neștiute, după cum ai spus, da? Și zic, o persoană care începe să dezvăluiască aceste taine din mintea lui, trebuie începe să tragă vălul, știi, de pe minte, pe conștiință, unde îl avem aici pe, în 3D, și zic, nu trebuie să aibă temeri. Și zic, din moment ce tu vrei pază, înseamnă că te temi de ceva, de ce anume? Și spune, de soii, cu Y, Y, soii morții. Soii morții. Da. Așa. Și zic că ăștia ce mai sunt, spun. Spun niște entități și îmi arată tipul de demoniac, știi, cu glugă, dar sunt mult mai micuți și mult mai mulți, știi? Și spune dacă ei reușesc să intre, spune, în legătură cu tine, cu câmpurile tale, spune, ele îți pot sorbi sufletul. Adică să o Te absorbe da. pe ea, să o scoată din corp, știi, Da. de tot ca partea subliminală. Și spune, asta trebuie să vrea și partea subliminală. Trebuie să vrea sau să fie blocată, să nu știe, știi. Deci asta e în fizic ce vedeți aici, da? Da. Așa. Bun. În rest sunt numai instrumente, cărți și tot felul de plante ciudate. Ăla ce era? Adică ce practica maestru Eze? Șamanism, ce? Nu este o formă mult mai primitivă decât șamanismul. Este
conexiunea cu spiritele strămoșilor, cum ar veni, știi? Aha. De fapt, conectează ceva care se numesc Agigis, Aha. așa se numesc. Am mai găsit noi parcă ceva. Nu, e Nu, Gigi. erau ei Gigi. Dar cred că sunt Scuze. tot una. Păi cred după nume, Da. nu? Da, după înfățișare, pentru că îmi arată, știi, și văd fața parcă ar avea un coif, da? Tăietura aceea ciudată de ochi și chipurile pătrățoase, știi? Și pe ei ca un fum, ca un fum rotitor. Și cu Deci Gigi energie. sau Gin? Sau djinn, sau cum vrea să le Da, spunem, da. că. Deci sunt creaturi care au fost împinse în afara planului terei, sunt Da. între 3 și 4, da? Ei de acolo pot veni în lumea noastră numai dacă îi chemăm, îi invocăm noi. Bine, că au grijă egregori să-i invoce. Păi da. Uite, de exemplu, acum la Halloween, să știi că e bucuria lor, că tot ce așa ai semna, știi, ești de acord că vai că nu-i decât o distracție, da? Uite, te conecta la egregorul ăsta, acum se deschid portale numai numai. Și vin toate felurile, da? De Da, toate entitățile posibile. tot ce poate intra, vine. Da. Așa. Deci am văzut aici Da. ce a vrut să ne arate, că de fapt ce vrea să ne arate partea subliminală? Că era mai bine aici Da. cu entitățile astea, cu ce a Deci făcut acolo, i-a plăcut. se simțea puternic și de succes, da? Aha. Da. Bun. Acum încheiem aici toată acțiunea. Bă, obținut ceva informații. Blocăm toate portalurile, da? Și mă uit la esența ei de acum, știi, care Da. este corpul fizic, Da, asta practic, vreau da? să ved, da. Vreau să vă spun că are totuși, deci are ceva interferențe, dar are niște energii atât de frumoase, pentru Da? că are un bebeluș, deci acolo, în zona bebelușului, sunt niște energii, doar că sunt instalații de Crăciun, anulești, din acelea cu bețe multicolori, știi, Da. legate în serie, care luminează așa, știi? Deci este atâta, cum să spun așa, o legătură de iubire între mamă și prunc. Este practic ca și cum el ar face parte și din corpul energetic, știi? Îi spun totuși pentru protecția bebelușului, așa, o să rog să-i pună pe tot capul, știi, un fel de căciuliță energetică, ca să nu primească informații de la nimeni, trebuie să-i respectăm liberul arbitru. El nu este încă în carne, dar vine Da, la da. încarnare și noi nu-l putem influența în În niciun. niciun fel. Vai, ce este să-l prindă, ce am văzut. Așa. Lasă că Da. o învăț pe mamă, știi, să Da. se lupte cu entitatea asta și să-i pun în vedere că prin ea, știi, vreau. Așa. Nu vreau să-ți provoc emoții, spune solicitant, pentru că ea este însărcinată aproape să nască în lună mare, dar solicitanta are destul experiență în domeniul ăsta. Aș fi dorit să fie cu noi, dar nu se poate din cauza sarcinii foarte avansate, știi? Așa, deci nu vreau să-i provoc, dar eu Ai cred. fi te referi la faptul că am fi vrut să fi intre în cohipnoză, că cu noi este acum. Da. 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 Dar eu cred că își poate coordona emoțiile foarte bine, pentru că ea lucrează cu așa ceva. Da. Deci nu trebuie să avem emoții care emoții, știi Da. cum ar. Bun, așa că o să o rog să facă din energia ei cea mai pură, să se uite în adâncul ei, da? Care e focul maxim de energie, să ia din acea energie o fâșie, știi, să o prelucreze, să o facă ca o bilă și această bilă, ca și cum ai modela o plastilină, să facă practic un, știu, o sferă energetică, înțelegi, cu un căpăcel, așa, ca și cum ar avea gemuleți, știi? Așa, spună bebelușul să-l ia să-l pună acolo, știi? Netăind nicio legătură din asta. Între, da. Fii atent când îmi spui să tai toate legăturile, ai grijă.
Da, trebuie să avem mare grijă la sesiunea asta, la afirmație, la tot, din cauza faptului că este însărcinată mămica. Așa. Fie vorba între noi, este o splendoare de copil și văd că are și o aluniță și are o aluniță într-un loc neobișnuit, cumva aici la barbă. Știi? Dar frumoasă, e neagră. Deja are filtre. Bebelușu? Are o pereche de ochelari energetici, asta e altă problemă. Cred că ne se dau, știi, când suntem în lună mare, știi? Încep să se pună filtrele definitiv, știi? Pentru viața respectivă, așa îmi vine informația. Adică să nu mai deosebească realitatea, știi? Bun. Acum haide să spunem, să ating și pe solicitant acum fără bebeluș aici unde este. Aspectul ei actual cum ar veni, da? Așa că lucrăm cu asta, da? Aici, da, ea este și cer voie să lucrăm cu ea și pentru ea. Îmi spune că da și spun prefer să lucrăm în viața asta sau într-o viață anterioară. Spune dacă ne întoarcem să lucrăm într-o viață anterioară, spune, este mai greu și poate rămân lucruri nerezolvate din asta, da? Și îi spun pe o scară de la 1 la 9, energetic vorbind, la ce nivel de vibrație socotești că te afli acum? Și spune undeva la 6, 5,96, știi? Și zic că tu, dacă te uiți, arunci o privire în jurul tău, ce vezi actualmente, ce fel de esențe vezi? Și spune, au, ce mă doare la ochi. Cine zici? Tu? Eu. Pe tine te doare la ochi? Aici. Fă, uite, te vezi de ce te doare. Este o ființă cenușie urâtă. Un cadaveric este. Pare că de Îngheață-o. soarta. Am înghețat-o. Mai sunt și alte fețe, sunt grei, sunt toate. Așa, uite, întreb dacă îi vede și spune că Păște. da. Spune că da, zic atunci, vezi, deci energetic vorbind, zic că nu ai cum să fii într-un nivel foarte înalt pentru că îi vezi, da? Și zic, ești undeva sub 300 și spune că poate. Spune că asta este ceea ce mai poate produce, atât poate, știi? Și zic, ia uite la corpurile tale, la structurile tale și spunem ce te frânează, da? Și spune, vezi tu, corpul meu energetic îl simt fracționat în trei. Și zic, cum așa? Spune, adică bazinul, știi, ca și cum ar fi decupate picioarele și sunt ceva independent de segmentul corpului, da? Și capul cu gâtul tot la fel. Ca și cum iar s-ar fi axat pe protejarea acestei părți din cauza sarcinii, știi? Și le-ar fi neglijat pe celelalte două. Și celelalte două părți s-au ofilit, să spunem, s-au supărat cumva. Cam asta este. Energetic vorbind, este cuplată la egregor. Și mai are cu ea și o ființă, nu-mi place deloc cum arată. La început era o femeie blondă, frumoasă, știi? Dar acum tot discutând și tot transmițându-i persoane, știi, și părții subliminale informații, s-a înfuriat și în concluzie a pierdut. Hologram. Energia care menținea hologram. Da, și s-a Așa. părut așa cum este. Adică cum e? Adică este ea blondă, dar are în jur de 90-100 de ani, blondina asta. Este mică, adusă de spate mai degrabă. Ar putea fi la fel de înaltă ca mine, dar ar putea fi și mică când se îndoaie, știi? Din cauza unui os care iese la afară.
Așa, apropo, acum când mă uit așa la spate, știi? Este ca și cum ar avea o bucată de esență lipsă, rămasă undeva în urmă cu un contract. Partea subliminală? Da. Vreau un pic de ajutor pentru că Da. vin informații Da, Cris. multe din toate părțile. Da. Este ca și cum te duci într-un super mall mare așa Da, și și vezi zice ecrane peste tot. nu, adică ca și cum da, te bombardează cu informații. Te duci să probezi o haină, știi, să vezi da, așa și vin și ți aduc din toate părțile, vin pe toate ușile pentru că uite, deci să stopez, cred că asta mi-o face partea subliminală, da? Da. Deci m-am dus într-o lume blue marine efectiv. Ceea ce se vede în fața noastră, ea poartă o glugă blue marine din cap până în picioare spre negru, da? Pare a fi un pelerin sau un călugăr, da? În lumea asta, deci ceea ce se vede un pic este lumina slaba lunii. Aici sunt numai o ruine, este o lume distrusă, da? Spune că a locuit, tata trăiește și a iubit în lumea asta. Dar lumea asta este distrusă, se așează pe o piatră și parcă începe să se tragă cu mâinile de păr de cap, știi? Să jelească lumea care a fost. Din întuneric încep să lucească ochii, da? Se luminează cumva cu o rază de lună, un picior de rază de lună. În fața noastră, știi, luminează un tunel, într-adevăr, cenușiu cu grena este ceva. Este foarte întunecat, ți-am zis totul aici. Rece, rece, este Da, rece. unde e? Pe ce? E pe pământ? Stai că depistez imediat unde este. Deci, este ca un gar circular, știi, pe care merge, este foarte înalt, aproape până în tavan. Singura deosebire este că din 5 în 5 metri este mai jos și are, știi, vârfuri de stânci, da? Dar în locurile unde se unește cu tavanul, are niște le unde suntem? Suntem în catacombe, în Italia. Da? Așa. Mi-arată corpul ei de aici. Deci într-o catacombă, Da. practic, erați. Da, într-o Deci acolo catacombă. e legat, e vreun aspect ăsta care lipsește? Este că ceva interesant. Deci catacombele astea au ieșiri undeva. Deci au ieșit niște tunele, da? Da. Acele tunele sunt păzite de niște entități, ce nu știu, ți-am zis. Acum este o luăm circular. Este peretele așa oblic, înțelegi? Sunt trei morminte a unor prelați, nu știu, ca o chestie mare și un costum grena, știi? Sunt așa. Le-am văzut în partea noastră stâncă. Stângă se sculptați în stâncă acolo mormintele, se curbează drumul și ajungem la o apă iar și este foarte închisă la culoare. Știi? Și îmi face cu mâna așa, știi? Ne urcăm cum ar veni sus într-un colț și ne-am făcut foarte mici, știi? Suntem abia o lumină care pulpește, să nu fie detectate. Eu vreau să-mi arate ceva aici, știi? Mi-arată un corp al ei, știi? De fapt, este într-o viață precedentă la asta, ulterioară celei din care și-a lăsat corpul acolo mumificat. Este într-o viață intermediară și el face parte dintr-un ordin secret. Este un tânăr, ți-am zis că este tânăr în viața asta și îl duc să își vadă originea, da? E bine, numele ăsta a fost Arthur. Înțelegi ce au vrut să... Da, am înțeles. Deci Da? numele părții acestui tânăr era Arthur. Da. Deci numele ca mumie acestui tânăr era Arthur. Și ei au vrut, îi transmiteau informația asta, au vrut ca să lege bebelușul cu numele ăsta de acel corp energetic vorbind, da? Deci să cupleze la un nu este legat nicăieri. Așa, dar au vrut să-l cupleze, transmitându informația asta falsă, da?
Acum cine a transmis-o, vreau să o văd la Da. față, da? Este o femeie, da? Da. Așa este frumoasă ca aspect fizic, știi? Da. Arată foarte bine. Dar dacă te uiți în ochii lui, îl vezi pe el, știi? Vezi pe tata entităților. Aha. Acolo, oglindit, înăuntru. Da. E... Deci tu te-ai uitat în fizic cine a transmis informația asta. Da, Da, cam și așa. femeia e în fizic, o femeie pe care Da. o cunoaște, Da, solicitanta noastră, da? după aia parcă era un program în derulare. Știi că aș mai ascultat odată o melodie și refrenul ăsta se învârte în cap așa și Deci a dacă fixat se... Da. informația asta a solicitantei în cap. Da, și implicit îți dai seama că tot ce simte ca emoție, mama simte și bebelușul, nu-i așa? Pentru că corpurile lor emoționale deocamdată sunt una, da? Da. Mai în momentele astea când noi ne desfășurăm, pentru că cu acordul mamei, practic, este deoparte, știi, este Da. păstrată legătura de iubire, dar nu cele emoționale, știi? Da. Adică este ca și cum ar dormi, Protejată partea dormind într-un bebelușului. fel de stază naturală, de Da. data, știi, este Da. bebelușul și nu poate simți emoțiile de acum, dar în rest totul împarte, emoții și tot, absolut. Da. Până când și energia din hrană o împarte. Da. Adică, vezi, văd de exemplu când mănâncă mama fructe, mere. Cred că ei plac merele. Văd niște mere cu roșu și cu galben, cred că sunt Ionatana cele actișoare. Și văd curbe, știi, de energie și văd intrând în structurile copilului, știi? Da. Adică asociez această energie fluidă, știi, a hranei, o asociez cu formarea unei bucurii, a unei stări de bine. În fine, asta a fost un flash Da. for mine. Și închidem portalurile. Da. Da, deci... Venim înapoi, Cris, aici acum. Da. Trebuie să lămurim informațiile pe care le-am primit. Da. Că s-a alandala, s-a amestecat. Da. Da. Bun. O să rog partea subliminală să stea liniștită cu noi, știi? Adică este, cum să spun, un pic febrilă, să spunem. Da. Adică ar vrea să ne arate toate, să ne ia peste tot, să ne ducă, știi, să înțeleagă deodată, știi, Tot ce tot ce este de nepus la înțeles. cap, la cap Da. și ne lămuri, știi? Și am spus că nu asta este metoda. Și Da. spune, dar cum spune, peste un pic pleca și spune, eu tot așa o să rămân într-o Negura. nebuloasă, într-o ceață. Și spun, nu, n-ai să rămâi deloc, pentru că tu o să-ți refaci legătura cu conștiința ta Da. adevărată. Și atunci vei avea toate informațiile din lume și zic, va fi ca un fluid de energie continuu. Stă și se gândește, uite, acum are aspectul de acum, din această viață, poate cu câțiva ani în urmă. Da. Și o întreb de ce cu câțiva ani în urmă și nu de acum, că spune, ești foarte frumoasă și acum. Și spune, da, sunt frumoasă, spune, dar m-am autopângărit. Ah. Și zic, asta denotă o foarte joasă. Cris, te-am scos? Dar nu mai Rămâi un pic, nu că mai o să dau câinii afară. du-te și dai de moț. Stai acolo, da? Da.
Scuze. Nu-i nimic, ca ce vrea, asta este, se întâmplă, iar o să înceapă să... Te bag în inducție? Da, mă doare un pic aici în piept și înceapă aici. În fine, las că revin și tu să respiri adânc și să te-ai înfuriat un pic. Ne cerem scuze, Da. asta este. Deci număr de la 3 sau de la 5? Nu, de la 3. Bine. Adică, cum să spun, este ca și cum e poate ceva cu care m-am obișnuit, Da. dar totuși îți fuge atenția un pic, știi? Da. Da. Ok. Tre. Doi. Un. Acum voi număra de la 1 la 3. Iar tu, Cristina, mergi în scena de unde am ieșit. 1. 2. Hei! Da. Așa. Suntem cu partea subliminală, da? Da. De care am spus că ar trebui să începem un pic de acțiune să Da, se da, curețe, da? da, da. Așa. În primul rând, deja la începutul sesiunii am avut prezența a doi arhangheli aici. Da. I-am împins eu și mai în spate, știi? Mi-au ripostat călcându-mă pe picioare. Și vreau să spun că au pinte la spate, un pinte în care pare că e otrăvit. Știi? Și dar m-am vindecat pe loc. Da. Da, ca și cum ar fi făcut o gaură în talpă prin partea de sus, știi? Da. Adică au ripostat, dar eu am vrut să-mi fac treaba, știi, cu copilul și cu asta și Da. I-am pus pentru că chit că m-a durut și m-au călcat, mi-au dat motiv ca să-i pun la cu mâinile așa pe Da. stâncă, pe perete. Da, Așa da. că stau cu spatele la noi, Da. așa întorc numai capurile, dar nu pot emana energie. Unul este complet verde, unul este complet albastru, da? Așa. Nu la față, dar înfășura, practic, știi? Da. Este ca și cum ar iriza aceste culori ca energia lor, știi? Și de asta îmi spunea partea subliminală că s-a pângărit, înțelegi? Deci nu se referă la o pângărire din viața fizică, se Da. referă la pângărire ezoterică. Da. Și spun care a fost momentul, dacă tu ții minte, în care și modul, da, modul de intrare, spun, a acestor entități, de acestor tip în câmpurile tale. Și spune, vezi tu legătura mea cu profesoara, dar spune, nu este numai din viața asta. Spune, de fapt, este legată de o entitate egregor care se numește Egelius. Știi? Egelius spune este un fel de prearhanghel. Da. Este cel care, cum să spun, deschide sala pentru tron. Înțelegi ce vreau să spun, da? Da. Adică pregătește corpurile, structurile Da. și esențele pentru a fi luate în stăpânire de acești arhangeli, acești doi strict, da? Da. Și Ăștia doi ce arhanghel sunt, Cristina? am spus, sunt Ai zis că e unul verde și unul albastru. da, Mihail și Gavril, așa îi văd eu azi, verde și albastru, da? Mai este unul micuț, foarte auriu, știi, care vrea să pară înger de lumină pură, dar e mic. Este micuț, cam atâtica este, știi? Ca o zânică din acea mică și levitează și se... Doi mai sunt. Se dau unul în spatele celuilalt. Și Se din dea. zgârește. Da, se ascundea.
Primul este Amriel. Amriel. Da? Și Tot celălalt este Arhanghel, cred. Uriel. Uriel. Da, s-au făcut mici, S-au mint. făcut mici, minți, Da, da. ia să le spun o parte a subliminală să-și ia forma lor normală, Da. dar să nu se facă aici așa impunător cât munții Tatra când avem nevoie, așa Da. să se facă la nivelul ei, da? Da. Să putem discuta cu ei. Și Făcut? da. Și cam mare aglomerație, zic părții subliminale pe aici. Și Da. spune, dar ce-am spus? Că sunt infestat. Și zic până la urmă care, ăștia doi sau ăștia doi? Și spune, cred că pe rând. Și zic, uite-te cu atenție la corpurile tale energetice și la structurile tale, vezi unde sunt prinși de tine. Spune, cel mai puternic spune, cel verde este stăpân pe mintea mea, spune. Adică vrea să ia locul minții mele acolo, să se bage înăuntru, cum ar veni, știi, în locul minții mele și să judec cu el. Și spun, bine, dar odată mai arhanghelul, zic, stă într-un singur om pe Tera. Și zic, sau se aspectează ca să prindă cât mai mulți. La care răspunde la neîntrebaci, că și normal că mă aspectez să prind cât mai mulți. Și zic că atunci, zic eu nu cred așa ceva, zic eu cred că asta este o lăudărășenie și tu nici măcar nu ești cine spui. Și spune, nu, serios. Și spun, da, așa cred eu. Eu cred că de fapt ești vreo amărâtă de ființă de lumină falsă, știi, care te-ai făcut aici ca un arhanghel original, care zic sunt puternici și na, au multe părți subliminale în subordine și joci rolul altcuiva. Spune, vrei să mă desfășor, știi, și se face mare. Și zic, vezi că ai încălcat. Da. Zic, ceea ce ți-a spus partea Regula impusă de. subliminală, așa, iar tu aici spune, ești în sfera ei de influență, de energie. Și spune, vrei să-ți arăt cu câte suflete sunt legați, și deci se învârte în jurul propriei axe și apar, știi, niște raze din care mai jos de genunchi este, sunt prinse ca niște bile mărgele, ce vrei să le spui tu, între ele, deci sunt părți subliminale, mai mici, mai mari, mai albe, mai albastre, mai aurii, mai unele jos, știi, cum se te duci spre picioare, sunt un pic mai cenușii. Dar negre de tot nu sunt, nu există aici, știi? Nu există, că nu-i treaba lui cu energia neagră. Da. Și zic, vai, zic, sunt suficiente, dar parcă nu sunt așa de multe cum subito. Și zic, câte părți subliminale până la urmă, cu câte părți subliminale, zic, comunici tu de Ești. pe Terra și spune cu în jur de 400 de mii, spune. Sunt unul dintre cei mai bogați în suflete, spune. Spun părții subliminale ca să transmită la toate aceste părți Părți subliminale. subliminale informații despre eliberare, despre ceea ce citește la noi în conștiință, să-i dăm un pachet Da. informațional și așa mai departe și spune că el nu poate să permită așa ceva, știi, spune părții subliminale și aleargă, 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 știi, partea subliminală cu mine după el, știi? Acum, țac, suntem în trăsură că e și el, știi? Adică îl alergăm ca în film, înțelegi? Schimbăm utilajele, parcă s-au urcat într-un fel de funicular și intră într-o stâncă, da? Da. Dar stânca asta e foarte albă. Da. Adică nu este o stâncă neagră ca din Natural. într-o... Ba da, este naturală, de Naturală. natural, da. Dar este așa circular și are o gaură înăuntru. Și funicularul ăsta parcă a urcat prin ea, știi? Da. Iese prin, ca și cum a ieșit în alt tărâm. Da, Da, înțelegi? m-am gândit. Adică, da, alt nivel, știi? Și aici îl văd că se face o mare, ca și cum ar fi întins aripile, știi? Sau de un zgomot când s-a expandat din el însuși, știi?
și se merge înapoi. Merge înapoi cu ochii ținti spre noi. Și de ce merge, de ce crește? Partea subliminală, nu știu, are un gen de armă în mână, ca și cum ar fi un stilet din energia ei, știi? Și îl ține așa, știi, spre el și spune, gata, s-a terminat, spune Șoc. Arhanghelul, da. Gata, s-a terminat, spune. Și îi zic, părții subliminale, în ce sens? Ea întreabă, în ce sens s-a terminat? Mâine joacă el rolul sufletului, da? Da. Așa, care este pus în spune, nu, da, vezi că uite, îl vânez și eu. Și spun, intră în scene în care te vâna el pe tine, da? Da. Și spune, da. Și zic, uite-te din punct de vedere ezoteric. Ce făcea? Spune, se legă energetic la mine. Și spune, ce făcea anume? Spune, trăgea energie. De unde mai multă, zic? Cel mai mult spune, îi plăcea energia din chakra inimii, spune. Energia cea mai pură, spune. Și zic, ce făcea cu ea? Spune, o dădea într-un egregor mare, într-o organizație. Și zic, acum închide acel portal și uită-te în momentul când el este victima, da? Cum e acum, dacă zici că jucați un joc, da? Cu el și cu ceilalți. Și spun, tu ce iei de la el? Și spune, păi și eu iau energie. Spun, tu iei acea energie pentru că o vrei? Și spune, nu, practic o iau, să spunem, inconștient, fără să știu că o iau. Și spun, acea energie este ceva compatibil cu corpul tău fizic, este ceva compatibil cu structurile tale, se poate fixa bine, te ajută la evoluție, te ajută la, știu eu, la să trăiești mai bine, mai plăcut. Și spune, nu, dimpotrivă, practic, acum când îi pot citi informația, mi se pare greu, e ca o travă. Și zic, vezi efectele. Și zic că astea toate sunt efectele. Pentru că, practic, tu o să trebuiască să faci niște alegeri. Și spune, dacă una dintre alegeri este ca eu să mă desprind de toate aceste entități, spune, alegerea este făcută deja. Super. Bun. Am ajuns într-un loc tot vorbind și călătorind din trecut unde solicitanta noastră este un bărbat și are o sabie. Deci este o sabie cum eu n-am mai văzut nici în viața fizică, știi? Prin, știu eu, filme sau video sau poze, știi? O sabie este pătrățoasă, sabia. Foarte mare, foarte lungă, dar este blămare în negru. Are niște irizări. Dar să știi că are numai în momentul când el pune mâna pe sabie. Și sabie, cum este sabia lungă, în jur de 2 metri, este, nu, cum e așa de mare, 70. 70 de centimetri este tras în țeapă un șarpe, este cu gura deschisă, așa. Deci a băgat sabia prin Într-un acest șarpe. loc. Dar este galben și are Adică i-a dunți. băgat sabia pe gură și s-a dus pe șarpe până la coadă? Nu, pentru că șarpele este foarte mare și lung. Atât 70 de centimetri Ok, a galben intrat și în... să mai vede atâtica, știi, o bucățică Da. din sabie, știi? Așa. Ce vrea să ne arate făcând asta? Vrea să ne arate că face parte din ordinul pelerinelor albe. În viața aceea? Sau în partea subliminală face parte din jocul ăsta, din ordinul ăsta? Din viața aceea și din toate. Aha. Deci, originea părții noastre subliminale, asta este. Da? Da. Face parte din ordinul pelerinilor albe? Pelerinelor albe. Pelerinelor albe. Da. Deci este un veșmânt foarte apropiat, să spunem, la croială, așa, cu cele
Negre, numai că din ele parcă emană un alb lăptos, o lumină, știi? Și de la din țesătura în sine. Țesătura energetică vorbind, da? Ar fi țesute din lumină. Cris, ce face ordinul ăsta al pelerinelor albe? Cu ce se ocupă? Cine l-a înființat? Cine e șef? Da, e șerpi. Taie Deci, șerpii? da, este un război de limitare a influenței rasei șarpelui, știi, aici pe Terra. Cine e șeful organizației este? N 3 dungi. Zoan. Nu vrea să spună tot numele. Aha. Cine vrea să spun? El. A, a Este, venit este. entitatea aici. Dar nu e entitate. Dar ce e? Este conducătorul lor. Al părților subliminale din ordinul ăsta? Da, e Ok. așa. Este așa de frumos, e Da? blond. Aha. Blond, cu fața albă. Și deci are un păr așa ca de aur, cum e aurul lichid. Și are niște ochi mari, mari, mari și albaștri. Și ei sunt tare frumoși la trăsături. Sunt ca niște tineri, cum să spun, în jur de când se ei, când n-au păr pe față, să spunem. Da. E cea mai frumoasă. Băieței. Da, băieți, Cunosc, practic, crescut da. băieți. Da, n-au. Știi cum sunt nete și frumoși toți, așa, de frumoși și luminoși și calzi sunt. Și spune că au limitat puterile șarpelui, spune. Iar șarpele s-a răzbunat cumplit, spune. Și ne-a trântit în noaptea neagră, spune. Spune că toți din organizația asta au mumii acolo, jos. Atâta timp cât mumiile acelea nu se topesc, ele nu se topesc. Înțelegi că sunt în mediul în care sunt, spune, esențele lor nu o să fie libere. Deci unii au până la între 5 și 15 mumii acolo, da? Nu numai una, știi? Au mai multe. Unde? Pe Terra sau unde sunt mumiile astea? În Italia sunt, A, acolo acolo. de unde am vorbit noi de te... Da. Cât sunt ei aici din ordin care au mumii acolo? Toți. Câți, adică? Destoi. Bine. Cris, păi, hai să facem cumva ca toate aceste părți subliminale din ordinul pelerinelor albe să-și trimită energie, să trimită ceva, să distrugă mumiile, ca să poată să-și ia aspectele. Deci o să mergem la momentul când ei au fost tărâți în Ah, această. ok, Deci, da, înainte și să anulăm. Exact, s-a vorba ta. făcut un sacrificiu al lor, știi, ca reprezentanți ai raselor, da? S-a făcut un sacrificiu să se încadreze. Și s-au dus pe Sirius, Luna, Mercur, Marte și Terra. S-au împărțit, știi? Da. Dar au spus patru, de patru, de patru ori câte patru, da? Adică splendorile astea de pe Terra, știi, care erau atunci, a spus că ei o să studieze în încarnări influența șarpelui pe Terra, știi? Pentru că ei susțineau că șarpele a făcut bine pe Terra. Da. Dar este ceea ce a deschis cunoașterea. Pe când celelalte entități spune, țineau omul în întuneric, în întunericul ignoranței, da? Și ca să se elimine această dispută, ei au trebuit să meargă să facă experiențe, da? De câte patru, știi? De 4 ori câte 4, Da, adică 16. adică în. Deci, o religie principală și trei derivate de fiecare.
Și de fiecare dată le găsea cum să spun o vină. Da. Adică ceva de reproșat și se îngroșa karma. Până au ajuns la un moment dat de părțile subliminale din atât de frumoase cum erau albastre, din albastru, ca ochii aceia frumoși al lor, știi? Au ajuns în negriți. Deci am negrit. Da. De pe ce? De unde? Unde aveau sediu organizația lor? Se numește Cobona. Da, ce este? Este un inel astralo-intergalactic. Da. Inel Deci, astral intergalactic. da, deci nu lucrează numai pentru națiunea lor sau pentru o națiune, înțelegi? Da. Ei lucrează pentru echilibru lumilor. Și nu sunt numai ăștia care au plecat încolo, ci sunt suficienți. Ce mă surprinde că nu sunt femei aici. Ei sunt mai bărbați așa, blonzi, Băieți. blonzi, da. Cum au ajuns să interfereze, să fie interferați? Au acceptat încarnările ca să se refacă un echilibru. Deci, rasa șarpelui, știi, amenința că va distruge Terra. Da. Distrugându-se Terra, tot echilibrul lumilor înconjurătoare ar fi fost influențat. Și atunci ei au acceptat asta. Cu bună știință, știind ce Da. unde vin, în ce intră în infern. Atunci cum procedăm, Cristina? Ce declarăm? Unde? Deci procedăm în felul ăsta, venim în prezent. Da? Deci cam ești prinsă în oceanul hipnotic? Vorbești ca în greoi. Sunt prinsă, dar am nevoie să fiu așa ca să Bine. văd informația, înțelegi? Pentru că este foarte încurcat. Da. Adică sunt sute de linii secundare, nici nu știu unde este o și ce să investighez. Da. Sute de evenimente, sute de Cris, câte vieți a avut pe Terra partea subliminală, își amintește? 39 pe Tera. Da. Per total a avut 1134 Oh. pe Tera, a fost puțin. No. Să știi că Ce te deranjează, Cristin? 5 pe unde am trecut nu contează. Mai pățesc, așa e adaptarea de la un mediu la altul, știi? Și e reversul în corpul fizic, nu vă Da. sperie. Așa, sunt bine. Da. Deci, a avut 4 vieți pe lună, Da. înainte de a veni pe Terra. A avut patru Pe vieți. lună vreau să se uite partea subliminală, că am avut ceva în puncte legat de lună, da? Păi și Cu ce normal, aici. ea este legată, înțelegi? Dat fiindcă o esență a esenței ei mai este încă aici, nu? Pe lună, da? Este și normal că suntem legați de toate Nu, experiențele. dar vreau să înțeleagă partea fizică. Ce fel de vieți a avut pe lună? Deci partea fizică acum, Da. deci știe ce spun eu, da? Da. Adică ce văd că spune partea subliminală. Da. Ea trebuie să vadă ea cu ochii ei ca să se convingă, da? Pentru că luna nu este ceva benefic. Da, noi știm. În ce sens? În sensul că iar ne ridicăm în cap, ne-a ridicat cu soarele, acum ne ridicăm cu Hai, luna. Cristina, și ce dacă? Ia uite, de-aia nu Așa. mai putem. Acum nu mai spunem nimic în sesiuni că ne ridicăm în cap doctrinații de tot felul de curente interferate. Da. Și Așa. celor care se joacă cu astralul ca și cum s-ar juca în curtea din dosul școlii, da? Da, da. Că astralul este înțesat de mizerii. Da. Și în momentul când tu ajungi păpușa, da? Deci păpușa cu sfora acelor entități, Da. așa?
Creșterea este, cum să zic, Școală. o școală și este o infimă parte, ceea ce se întâmplă pe Terra, unde noi trăim, este o infimă parte din ceea ce înseamnă planul astral, da? Da. Așa. Bun. Da. Cine se joacă cu focul o să sfârșească prin a se prăji. Treaba lor. Nu e treaba noastră. Chris, deci pe lună, ce a făcut pe lună partea subliminală? Experiențe, spune ea, știi, dar mi-arată cu repeziciune că îmi construiesc niște chestii roșii. Nu știu, mi se par a fi niște ambalaje. Și sunt ambalaje care se bagă înăuntru unor recipiente și recipientele acelea transportă organe intergalactic. Organe umane. Și nu numai, și de la alte entități, da? Da. Deci sunt un, cum să fel, un Fel fel de... de cofraj, un material. Da. De conservare de și transport. Seamănă cu... Cu cutiile alea frigorifice, de duc ăștia. Polistiren. Seamănă. Da, da. Dar este faguros, ca și cum materialul ăsta este bion și crește singur, știi? Adică îi pui un grăunte și... Pui un grăunte, da? Acolo în recipient și atârni ce vrei tu să bagi acolo înăuntru. Și Și el crește în face jurul. o structură, da, Da, și o da, da. protejează perfect. Și când termină și ajunge în dreptul părții de sus, o mângâi și o bați în cap, așa. Țâc, țâc, știi? Sună aiurea, îmi cer scuze, dar Da, am asta e înțeles, informația. așa este, da. Și, da, Și și dacă îi faci așa, deci polistirenul în glumă, știi, spun, da. viu, da, face un gen de capac, un cap, știi? Deci Bine, partea subliminală lucra la transportul acestor organe. Deci era ceva chimistă. Partea Da, într-o viață. În chimistă. alte vieți? Sau pre, adică... Cam toate a lucrat Sau, similar, așa. nu tot la asta, dar spune că asta a fost relevantă, înțelegi? Pentru că mai târziu au furat oameni cu totul și le puneau în, înțelegi, Da. ființe cu Da. totul și le puneau în... Deci cu tot cu sufletul la ei, cu tot cu corp, cu totul. Da. Îl puneam și creștea de jur împrejur. Structura. Da. Da. Deci partea subliminală aici, pe lună, să repetăm, era interferată și băgată în programul acestor entități care se ocupau Da. programul ăsta, da? Da, oricum luna nu este aterea, asta o știm, dar Da, este... o știm. A fost deviată traiectoria, da, unii Da. spun că Siriusienii au deviat-o ca să facă apă pe... Dar ce erau Siriusienii aici? Deci cum adică? Așa, universul era amorf, da? Pluteau niște pietruai așa, prin, levitau prin univers, care Da. erau planetele și-o venit, domnule, rasa Siriusiană, supercalifragilistică, știi, și-o pus apă pe Terra și-o făcut de toate. Adică creația însăși creează locuri goale și pustii? Da, Oare să vină entitățile să le facă, să le nu este aranjeze. un lanț frumos al evoluției, da? Da. Pe care l-am descris de atâtea ori, Da. da? Și planeta în sine nu este o ființă vie Da. care crește și Da. care evoluează, nu? Abia ele evoluează. Da. Noi practic facem experiențe. Da. Deci conștiința noastră se expandează, înțelegem. La noi nu se poate numi că evoluăm. Da, da. Ok, Chris, deci patru vieți pe lună și alte vieți până la 1000 și pe ce planete? Mai fost scurt, fără să descriem. Da, am spus mai devreme că a fost pe Pă, Saturn, pe... da. Da, a fost. Da. Bine, peste tot. Suntem aici acum, da? Da. Hai să declarăm. Deci, partea subliminală spune așa că dorește să experimenteze liber și își anulează, cum să spun, tot negativul din experiențele precedente. Da?
Dar nu linia în sine, spune. Spune că are, de exemplu, are anumite vieți din care consideră că au avut de învățat, chiar dacă au fost mai Cred. grele, da? Și deci curăță practic acele Da. vieți, dar nu șterge linia de tot, pentru că așa vrea ea. Și dacă Da. nu vrea așa, că sparge toate matricele scrise greșit informațional, așa, că nu recunoaște nicio entitate să o domine și să-i dea comenzi, să fie superioară ei, ci este suverană și stăpână pe propria ei energie și pe propria ei informație, a ținut să ne spună, așa că transmite tuturor părților subliminale care s-au sacrificat, poate pentru ca partea asta de univers să mai existe încă, da? Și nu numai spune că fiecare rasă în mare, știi, în felul lor a depus jertfe la acest lucru și până la urmă lucrurile au mers odată bine și apoi a luat-o la vale, experiența de aici și spune că singura dorință, bineînțeles, actualmente este ca ea să fie energetic curată, da? Și corpul ei fizic să fie curat pentru ca bebelușul ei să se nască în cele mai bune condiții, spune. Este ca și cum ar vrea să comunice asta Universului și spune că îndepărtează, știi, orice există și ce ar vrea. Spune, până va putea să lupte singur, spune, este gata să fie cu sabia în mână, cu pumnalul acela care l-am văzut, oricând pentru ea și familia ei, știi? Este ca și cum ar fi un scut, o platoșă, știi, între ea și alții. De asta este vânată. Vreau să mă uit în catacombe, dacă mai are, nu, nu mai are. Aspect. Așa, nu, nu, ea a avut cinci corpuri Da. acolo. De asta mă Uite-te tot dacă, întreba. de asemenea, să spunem dacă mai sunt frumoși cei patru luminoși. Nu, nu mai sunt. Ei simt că sunt pe aici într-un plan, dar dincolo de sferele noastre energetice și de sfera unde ne desfășurăm activitatea, știi? Ca și cum ar amușina și chiar ar retupe unde de hohote și îmi spune în minte că hai să vezi colo înapoi. Punem batjocoritor, punem pariu și zic, dacă mi-l dai pe șeful tău, pun pariu Da. cu tine, nu. Da. Și Ce zici? a plecat capul în jos, deci cum să spun dacă numele, dacă îi spui Îl ăștia, pronunți, fac pipi ăștia, pe ei. da, Da? ăștia nu fac pipi, Bine, vorba, știi? ăștia dârdie, Tremură de frică, da? da. Chris, hai să vedem și pe viața asta, cu cordoanele, să fim atente. Cu părinții, știi că ne-a spus solicitanta că nu se simte, că n-are o relație ok. Stai cordoanele cu părinții. Da, trebuie să mare atenție, da? Da, pe Și asta asta spun, e. nominalizăm fiecare. Păi nu se simte bine pentru că a avut o karmă nebenefică împreună. De asta nu se simte bine. Dar trebuie să înțeleagă acele situații din acele vești, de Da. ce și cum a fost, știi, da? De asta. Așa, să tai cordoanele energetice cu actualul partener, tatăl copilului, dacă Da. a avut karmă. Știi că ne-a întrebat dacă simte că numai în prezența lui se simte în siguranță, simțea înainte de sesiune. Da, pentru că cumva sunt din apropiere. Adică viețile acelea de cavaler de unde s-a conservat trupul a existat și nu este practic de pe planetă cu el sau a venit împreună, dar s-au întâlnit, au avut karmă comună. Să tai cordoanele cu ceilalți cunoscuți din această viață, rămânând doar cordonul cu bebelușul care trebuie Toate, să da, fie înțeles. De cordoanele cu iubire, bebeluș, da. cordonul de iubire. De iubire și de orice cu bebeluș, nu tăia Da, nici cu cordon, da. da.
Este foarte frumoasă acum, are o lumină pală, de un roz portocaliu, da? Ca o căpșună care de un pârg este. Acum, așa frumos luminează, pâlpești. Pâlpești trimite spoturi de energie luminoasă afară, știi? Ce vrea să transmită părții fizice? Spune că să nu mai aibă regrete pentru ce a lăsat în urmă, că asta este viața ei de acum încolo, da? Adică a trebuit să treacă tot prin toate aceste etape ca să ajungă să spună la Marea Revelație. Și Ce spune acțiune? la noi, spune la unii, la oameni, câteodată procesul este mai lent, la alții parcă li se deschid cărțile, ușile, una după alta și este mult mai ușor și mai sunt și alții care se chinuie și se ascund cumva. Da, adică fiecare în ritmul lui și în felul lui. Da. Ok, hai să meargă pe... Să mai are de curățat emoții, corp emoțional, corp mental, Cristina? Eu cred că are. Da. Hai să o fac. Vreau să-i atrag atenția părții subliminale că ăsta este un corp mental. Dacă ceea cu ce se conectau ei, știi? Acolo la planul 7 vreau și spun planul 7. Nu, planul 7. Cu ce se conecta? Aș vrea să vadă partea subliminală. Da, știe, i-am arătat. Da, i-ai arătat. Și partea fizică? Partea fizică, ce spune la subliminală? Da, partea fizică vreau să știe cu cine se conecta. Partea subliminală a văzut, da. Nu știu, nu, cum să spun, nu a fost convinsă niciodată, 100%. Nici de, cum să spun, nimic n-am, de asta a și oscilat. Da, s-a de asta a căutat trecut el, prin da. Toate, da, Deci prin toate n-au putut școlile să o astea. prinde. Ca și cum ar trece, știi, la Fort Boyard prin toate acele încercări. Ba se neacă, ba se scufundă, ba cade, ba nu știu Da. ce. Ca să ajungă, știi, la final, așa și Da, ea. da. Da. Ok. Cristina. Da. Ești curăță? Corp Da. emoțional? Da, mă uit că are niște chestii, am pus mâna pe ele, niște buline. Da, spune că sunt gândurile ei, știi? Da. Adică erau cumva niște buline multicolore, știi? Unele culori mai frumoase, unele mai urâte, parcă aveau un gen de fluid, de energie fluidă sau un pic fluid între fluid și lichid, știi, între ele. Și am întrebat-o ce nu și normal. Da. Și zic, de ce nu cureți structurile astea? Și spun, ce sunt? Sunt reziduri energetice sau așa ați produs tu energia? Și mi-a zis că sunt gândurile. Și că acolo, și mi-a spus, le poziționez, cum să spun, în mod eronat, da? În primul rând, zic, gândurile trebuia să stea în aparatul mental, da? Acolo e pentru că avem un creier fizic, da, care le analizează, da, și creierul ăla fizic este bun la ceva. Zic, de ce tu ți le scoți în afară, pe toate? Și zic, în loc să le bagi înăuntru, da, să le analizezi la focul cel mai tare, cum ar veni, tu faci procesul invers. Și zic, luminează numai ăsta întâi, programul ăsta, știi? L-a luminat și l-a scos, știi? Acum face curățare normal. Dar eram așa de concentrată la ce face. De când mi-ai spus, Cristina, m-am întresărit un pic, Da? știi? Scuze. Da! Nu, dar n-aveai de unde să știu ce fac eu, Leonora. Da. Nu-și cere scuze. Dar de asta mă uitam cu atenție, pentru da, că... Da, practic, că nu înțelegeai nici tu, vrei să înțelegi ce da, faci. Deci acum, la urmă, știi, deci partea subliminală, după toată sesiunea, era gata să-și țină acele gânduri ca fiind ale ei proprii, ca și Da. cum n-ar fi în stare să mai emite altele, știi? Deci era o dependență, știi? Da. Nesănătoasă, să spun. Da. Dependență. Dență. Da. Dependență. Da. Dependență.
sănătoate, dependența e. E altceva, da, lasă că tu ești în hipnoză, nu facem analize. Da. Așa. Bun, acum a curățat toți și dintre structuri. Trebuie să examinez cu atenție că, cum să spun, e foarte rebelă partea asta. Și vâjuită. Vâjuită. Deci m-a dus ca Speedy Gonzales. Da. Da. Bun, a terminat. Ok. Hai acum să mergem și noi pe canalul ăla abundenței benefice. Da. Da. Acum și-a făcut o structură, dacă spun, ca și cum am fi pe un templu din acela, știi, unde au structurile acelea, scările uriașe. Da. Dar cu fundul în sus, știi, toată treaba. Mm. Adică eu mă uit cum sunt treptele așa, în zigzag deasupra noastră. Știi ce a vrut să-mi zică? Că ce e sus și este și jos. Și zic, da, știi tu? Da. De asta m-am întors cu invers, cum ar veni. Și spun, da, ce este sus trebuia să fie și jos. Zic, asta este o chestie gnostică, iar gnosticii, din câte știu, sunt conectați cu Iisus și cu Dumnezeu, Tatăl anulez. Acum este ciubul cu fiecare să facă ce vrea, știi? Cu cine vrea să conecteze. Dacă unii consideră că este de bun augur, n-au decât să o facă. Gata, a terminat. Ok. Hai să meargă să-și cureze locația. Eu stau deasupra și mă uit, știu cum mă curăț. Gata. Ok. Chris, mai avem ceva de făcut? Nu mai mi-amintesc. Nu. Ok. Vedeți, atunci bebelușul la loc. Da. Cum ar veni, știi? Energetic vorbind. Gata. Ok. Mulțumim acestei părți subliminale. Încă o dată eu mai subliniez că acum este o parte subliminală completă, da? Cu legăturile corecte între părțile ei. Da. Adică partea subliminală cu partea eterică și cu conștiință. Da. Și acum partea subliminală are de lucrat cu partea fizică, da? Da. Ce spune, o să lucreze? Bineînțeles. Că cum e partea subliminală, vâjită, cred că cam așa e și partea fizică, din câte am înțeles eu, da? Două vâjite. Se poate. Bine. Deci să meargă în corp fizic. Da. Ne curățăm și noi, Cristina. Ne separăm părțile eterice, ne curățăm. Da. Gata. Și eu. Te pregătești să intri? Încep, da, să număr. 1. Te deconectezi de tot și toate. 2. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează. Se umple cu cele mai înalte vibrații. 3. Ai senzație de bucurie, de bine, de voioșie. 4. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxată. 5. Deschide ochii, Cristina, opresc înregistrarea.